Marcel Ciolacu a lansat un atac dur în Parlament la adresa guvernului condus de Florin Câțu. Președintele PSD acuză premierul României pentru faptul că nu a avut nicio viziune asupra economiei țării, iar în acest moment ne confruntăm cu un buget al sărăciei, un buget care nu oferă nicio perspectivă de dezvoltare pentru țara noastră. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, acuză actualul guvern pentru stadiul în care a ajuns România din punct de vedere economic. Tot acesta a declarat în plenul Parlamentului faptul că premierul Florin Câțu, în timp ce vorbește 10 minute, România se împrumută cu 600.000 de euro, adică 1.000 de euro pe secundă, bani furați din buzunarul nostru, al cetățenilor. Domnule prim-ministru, v-am ascultat cu mare atenție intervenția. Ați vorbit vreo 10 minute, cred. În tot acest timp ați împrumutat România cu 600.000 de euro. Dar, domnule Câțu, nu aveți bani să le plătiți salariile restante minerilor din Valea Giului, care stau de 7 zile blocați în subteran. Domnule Câțu, dați-le banii oamenilor urgent, nu vă mai bateți joc de ei, sunt banii munciți de ei și meritați de către mineri. Măcar atât să faceți, că nu aveți nicio viziune, nici curaj și nici nu vă doriți. Și pentru că astăzi, 22 februarie, nu ați fost nici măcar în stare să trimiteți Parlamentului proiectul de buget. Duceți-vă acasă, domnule Câțu. Treaba unui prim-ministru este să poată, iar dumneavoastră este clar că nu puteți nimic. Mulțumesc! Liderul PSD a mai spus că Florin Câțu, în loc să vină cu un buget care să repare, el a luat coasa și s-a apucat să secere veniturile românilor. În România, până și ajutorul de înmormântare a fost tăiat. Tot în țara noastră, membra Uniunii Europene, copiii și bătrânii, cetățenii vulnerabili din punct de vedere social, sunt lăsați de izbeliște de către autoritățile guvernamentale. Nici alocațiile și nici pensiile nu au fost mărite.